Spuneam, tu nu doar că escaladezi vârfuri, dar ești acolo pentru copiii care duc o povară foarte grea. Spune-ne mai multe despre asta. Kilimanjaro nu a fost pentru mine, a fost pentru 200 de copii cu cancer din România, pentru a-i ajuta să meargă înapoi la școală și să le oferim o bursă de 6.000 de lei, practic să reușim să strângem peste 1.200.000 de lei, ca anul viitor să poată să se întoarcă la școală după chimioterapie. Poate că nu vom vedea rezultatul muncii noastre, dar sunt sigur că acești copii, sute de copii, sute de vieți pe care le-am schimbat, vor schimba și România și vor schimba comunitatea lor acolo unde vor fi. Vlad, cum putem contribui și noi? E foarte ușor, puteți să trimiteți un SMS la 8844 cu mesajul bursa și să donați 2 euro, sau dacă ziua voastră este în septembrie, puteți pe Galantom să vă donați ziua, să invitați prietenii să doneze pentru bursele educaționale.